Fostul ministru al muncii, Marius Budăi, este cu noi. Bună ziua, domnule Budăi. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Domnul Budăi, vă scol la tablă astăzi. Am trei întrebări pentru dumneavoastră. Trei întrebări la care vă rog să răspundeți. Eu citesc, dumneavoastră răspundeți. Prima dintre ele. Sunt întrebări care vin pe adresa de e-mail redacție@realitatea.net. Ciucu Ștefan din Tecuci, dosar de pensie 1322, decizie 148.604. Am 65 de ani, am ieșit la pensie în 2015 pe caz de boală și în martie 2020 de drept. Și am pe decizie indice de corecție 1.07. Ce este cu sporul de calculator? Unde se regăsește în calculul pensiei? Ce adeverințe trebuie anexate la dosarul de pensie? Ce trebuie să cer efectiv de la societatea la care am lucrat? Am 42 de ani, 11 luni, 20 de zile contribuție, 2 ani de armată, 12 ani grupă 2, puncte contributivitate 38,23247. Câte puncte am în total? Dacă ne puteți răspunde, dacă vreți o luăm pe căprării. Ce se întâmplă cu sporul de calculator? Unde se regăsește în calculul pensiei? Da, să luăm pe rând că e în fața televizorului. Bun, sporul de calculator practic nu a existat niciodată, nu există spor de calculator. Codul, legea salarizării, legea 133/2017, există un așa numit, sunt patru categorii mari de sporuri, sunt, să citez de memorie, sporul pentru muncă de noapte, sporul pentru muncă suplimentară, sporul pentru persoanele cu dizabilități, pentru persoanele încadrate în grad de handicap, și sporul pentru condiții de muncă. Dacă vorbim de un spor de calculator care s-a existat cu foarte multe ani în urmă, bănuiesc că este încadrat în sporul pentru condiții de muncă. Acel spor deja ar trebui, prin adeverințele care s-au depus la dosar, să fie luat în calcul. Ce adeverințe trebuie anexate la dosarul de pensie? Adică ce trebuie să cer efectiv de la societatea la care am lucrat? Zice omul. Este o adeverință tip care se găsește ca și anexă în legea 263/2010, legea pe care lucrăm în acest moment, unde sunt prevăzute sporurile care au avut caracter permanent, este și acesta, și cu siguranță, dacă nu l-a depus la construirea dosarului, îl poate ridica de la angajator. Ce se întâmplă dacă nu va găsi această adeverință? Pentru că este în imposibilitatea de a găsi documentele. Aici este o problemă și spuneam eu de foarte multe ori că trebuie să ne... Am întâlnit foarte multe cazuri când toți spuneau că când eram de vârsta dumneavoastră și chiar când eram director la casă de pensii, spuneam că o să mai ajung eu la pensie. Iată că dacă de Dumnezeu ajungem la vârsta pensionării și recomandarea este măcar pentru cei din activitate de acum, să ne îngrijim de documentele noastre de perioada când suntem în activitate, astfel încât în momentul construirii și depunerii dosarului de pensie să nu avem. Dacă nu există și nu există acum arhiva, într-adevăr este o problemă. Dar sunt înscrisuri în carnetul de muncă, care unde este fracția acolo la venituri, și acolo au fost, dacă sunt astfel de înscrisuri, au fost și astfel de sporuri luate, au fost trecute acele sporuri în carnetul de muncă. Dacă nu, trebuie adeverință care să demonstreze pe bază de act, de document tocmit în conformitate cu legea, existența acestor sporuri și mai ales suma lor. Dați-mi următorul carton, colegii din redacție, că nu ne apucăm acum să facem calcule. Am ieșit la pensie pe 5-6-2018 cu o pensie de 643 de lei, după care, în data de 6-3-2024, am primit o altă decizie cu suma de 1047 de lei, cu specificare că plata se va face cu data de 10-2-2020. Menționez că am o pensie în plată de 1571 de lei. Vreau să aflu dacă intru la recalculare și dacă mai primesc ceva la a doua decizie. E complicat, foarte puține datele pe care ne le dă această persoană. Trebuie văzut întâi ce a fost decizia din 2018 și după aia decizia din 2024 de anul acesta, dacă am reținut bine. Nu știu ce elemente au fost luate în calcul la emiterea deciziei din
2024, ca ordin general, toate dosarele. Fiecare dosar intră în recalculare. Dar dacă mai primește și ceva suplimentar, nu am de unde să știu, pentru că nu ne spune nici măcar vechimea pe care o are în câmpul muncii, ca să știm măcar dacă se încadrează la acele puncte de stabilitate. Deci elementele sunt foarte puține, nu putem da un răspuns. Se poate. Ok, vă rog să dați toate elementele necesare când ne scrieți pe adresa de e-mail redacția@realitatea.net. Dați-mi următorul carton. La 1 septembrie voi avea 39 de ani vechime în învățământ, iar în 16 octombrie voi împlini 63 de ani. Am făcut 4 ani de facultate la zi și 9 luni de armată. În aceste condiții, dacă mă pensionez după 1 ianuarie 2024, voi fi penalizat până la împlinirea vârstei de 65 de ani. Care este valoarea penalizării? Penalizarea va fi aplicată doar pentru diferența de până la 40 de ani vechime, adică un an? Asta e prima întrebare. Da, este aplicată această penalizare și avem un articol, să-l scoateți din lege, în tabelul numărul 4, dacă nu mă înșel, articolul 58, care se vede foarte clar ce înseamnă această penalizare și cum se calculează. Lui, acestei persoane, având vârsta de 63 de ani la 1 octombrie, practic va avea și este bărbat sau femeie? Dacă a făcut armata 9 luni, probabil că e bărbat. Da. Acum nu știu, că se făceau și... A, nu, că doamnele făceau 6 luni, deci e bărbat. Da. Bun, atunci avem o perioadă de stagiu de cotizare de 4 ani realizată suplimentar față de 35, care erau peste stagiul standard de cotizare, adică 35 de ani, 4 ani, se încadrează la o penalizare de 0,20%, 0,2% pe fiecare lună de anticipare. Bun. Deci următoare... 0,2 mulțit cu 24 de luni, cam așa, din... Dacă am lucrat legal și la o altă firmă cu plata tuturor taxelor, cu dovezi, se va ține cont la calcularea punctului de pensie de aceste venituri? Evident, și reamintesc tuturor și vor de câte ori am ocazia și mulțumesc să-mi dați ocazia, le spun tuturor că în perioada activității, chiar dacă și acum când suntem tineri avem nevoie de bani, revin la ceea ce spuneam, că spun toți că da, mai ajung eu la vârsta pensionării, iată că Dumnezeu ne aduce pe un la această vârstă și atunci avem nevoie și acum de altele, sunt nevoie necesare și acum de bani. Să nu ne complacem un lucru cu 2 lei pe hârtie și cu 5 lei în mână și orice venit suplimentar pe lângă salariul care este venit de natura salariului dintr-un alt serviciu decât locul de bază, sigur că se ia în calcul la valoarea punctului de pensie și la calculul pensiei și nu poate decât să fie un lucru pozitiv. Punctul de pensie se calculează la salariul net sau salariul brut? Salariul mediu brut pe țară se raportează salariul pe care îl avem în plată la salariul mediu brut pe țară din perioada respectivă, bineînțeles. Dacă vorbim de o persoană care lucra în luna mai 1980, dau un exemplu, se raportează salariul dumnealui la statistica pe care o avem cu salariul mediu brut din perioada respectivă. Deci contează fiecare salariu. Și acum vă întreb ceva, că a patra întrebare deja ați răspuns. Câte majorări de pensie vor fi anul acesta și poate la începutul anului 2025? Păi, am avut prima majorare cu 13,8% a valorii punctului de pensie de la 1 ianuarie. Vom avea această a doua majorare pentru cei care vor beneficia de ea la 1 septembrie anul curent și după care va urma la 1 ianuarie 2025 acea indexarea valorii punctului de referință cu 100% din rata inflației și plus 50% din creșterea reală a salariului brut pe economie. De la 1 mai, pensionarii o să înceapă să primească deciziile de recalculare? Știu de la Casa Națională și de la colegii de la Ministerul Muncii că din luna mai se face tot posibilul ca să se trimită către seniorii României deciziile de pensionare. Nu pot să vă confirm chiar 1 mai. Nu sunt acolo eu ca să discut cu dumneavoastră. Voi discuta, dar ultima discuție pe care am avut-o, știu că de luna mai se dorește ca aceste decizii, în măsură ce sunt eliberate, să fie
trimite către cetățenii români cu mențiunea că vor fi puse în plată în data de, începând cu data de 1 septembrie.